drumurile naționale, drumurile județene și, în general, tot județul Vâlcea, mai ales pe partea de afluență ai râului Olt, suntem sub stare de asediu. E o zi grea, o zi complicată, în care până la ora 12, în acest moment fiind 10 fără 25, suntem în cod roșu hidrologic pe afluenții râului Olt. Ne aflăm la Muiereasca, unde situația este grea. A trebuit să demolăm, practic, podurile provizorii și să dăm drumul la circulație pe podurile noi pe care le-am făcut, chiar dacă nu sunt în întregime finalizate. Toți colegii mei de la REA JDP sunt mobilizați pe drumul către Mănăstirea Frăsinei. De asemenea, am solicitat constructorilor care lucrează pe celelalte drumuri județene să se prezinte de urgență la lucrări și cu precădere la poduri. Au plecat colegi de la drumurile județene și către zona de nord a județului, unde avem drumuri pe care apa băltește. Vom lua măsuri, așadar suntem la datorie. De asemenea, îi rog pe cetățenii care sunt afectați în aceste zile de scurgere de ape pe zona lucrărilor pe drumurile județene să aibă încredere că vom remedia toate problemele și să se adreseze constructorilor care sunt prezenți la fața locului, pentru că așa le-am solicitat. Toți constructorile pe drumurile județene trebuie să fie prezenți la fața locului pentru a asigura scurgerea apelor pe lucrările pe care le fac cu banii Consiliului Județean. Deocamdată atât pentru astăzi din zona drumurilor județene. Le mulțumesc colegilor mei de la REA JDP care sunt la datorie încă de azi noapte.